Vă salut, dragi prieteni ai canalului YouTube Cristian Nicolau. Vă prezint de această dată o tabletă de la Vonino. Această prezentare face parte din concursul Proba de Foc, la care particip în vederea acordării unui premiu pentru unul dintre cititorii de blog, în cazul în care voi câștiga. De această dată vă prezint tableta Druid L 10 de la Vonino, o tabletă 4G ce are un procesor quad-core MT8735, un GPU Cortex A53 Mali T720 MP2, de asemenea memoria de storage de 16 GB. O baterie litium-ion de 6000 mAh, GPS. De asemenea, este vorba despre display-uri de 1280 x 800 pixeli cu Android 5.1 Lollipop, conexiune Bluetooth 4.0, cameră de 5 megapixeli și memoria de lucru de 1 gigabyte de DDR3. Ba, această cutie mi se pare un pic cam mare, dar să vedem, poate și conținutul este la fel de mare. Să încercăm să deschidem cutia. Da, cadou mult dorit. O tabletă de 10,1 inci diagonală și să vedem ce conține cutia. Cutia conține, așa cum se poate vedea, încărcătorul și cablul USB, micro USB, manualul de utilizare și certificatul de garanție de la Vonino. Manualul de utilizare în 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 limbi de circulație, dar important este că este în limba română. Să urmărim ce ne interesează. Încărcătorul de 2 amperi. Să închidem cutia și să vedem produsul. Produsul este foarte frumos aspectat. Aici mă refer la capacul de spate, pe care l-am văzut și la un smartphone anterior testat. Un cauciuc, sau mai bine zis, un plastic cauciucat cu perforații mărunte. Sigla Vonino. Camera de 5 megapixeli principală și ca să putem să-i dăm drumul, să vedem conexiunea de 4G, avem capacul care uitați cât poate fi de flexibil și totuși rezistent. Luăm cardul și îl introducem. Închidem și căpăcelul pentru cartela SIM. Am uitat să vă spun că avem și slotul pentru cardul micro SD.
Crac, clac, clac. Cele trei puncte de presiune. De asemenea, este o tabletă destul de mare. 10,1 inci. Putem să vedem conectorul micro USB și pentru căștile IR, deci 3,5 mm. Partea de jos nu avem nimic. Lateral stânga nimic. Iar în partea de jos butonul de power on off și volumul plus minus. Putem să inițiem deja Druid L10. Este powered by Android Lollipop 5, aș putea spune. 5.1 chiar. Se inițializează. Indicațiile de pe acest plastic de folie de protecție. 5 mpx pentru cameră, 16 GB pentru memoria de storage, procesorul quad-core la 1,3 GHz, diagonala destul de mare, de 10,1, dar zic eu utilă, și conexiunea la rețele 4G LTE este un plus pentru orice tabletă, fiindcă vitezele sunt performante. Bine, conexiune avem și Wi-Fi, indiscutabil. Acesta este meniul. Mai pornim o dată. Este o tabletă foarte, nu chiar extrem de ușor de manipulat, fiind destul de mare, dar pentru domeniul de vizibilitate, fiind și IPS, este foarte bună. Eu m-am mai jucat anterior cu ea și am făcut câteva teste. În teste nu are cine știe ce scoruri, cine știe ce performanță, dar, spre exemplu, în Antutu are 19.197, dar se mișcă destul de bine, zic eu. Îți poți face treaba rezonabil cu ea. Testa și cu CPU-Z. Deci se vede procesorul quad-core la 1,3 GHz. Este un Vonino. Sistemul și ce mi s-a părut mai important și pentru ce o recomand este funcționarea pe post de la streaming. Eu tocmai urmăresc meciul României cu Polonia pe Telecom TV. La 30. E prea mult. Cred că este exagerat această eliminare. Eu zic că se vede destul de bine. Și pentru asta merită toți banii.
Hai România! Hai de sfetele! Să învingem!